Regina, aceasta e mașina. O știți? Urâtă, mă, fraților, bă, mereu zic, de câte ori văd să ia după mine, nu alta. Bianca! Da? Tati, unde mergem? Mergem să cumpărăm o Dacie. O ce? O Dacie. Un Renault 12. Un Renault 12. Verde break. Verde break. Acolo mergem să vedem dacă ne înțelegem la bani. Mergem. Așa că inițial am vrut să mergem cu Dacia, dar nu mă hazardez prea tare. Sunt kilometri destul de mulți și n-are rost să mă duc să mă chinui. Ne-am mai plimbat și azi cu ea. Sunt kilometri parcurși 162 de când am scos-o din garaj. Așa că plecăm cu Passat-ul să fim mai liniștiți. De ce plec cu Passat-ul? Din două motive. Unul, să mă mișc mai repede. Hai, tati, vino aproape. Și al doilea, pentru că dacă nu mă înțeleg și nu-mi convine banii la mașina asta, am mai găsit una. De aici de unde locuiesc e la 200 de km, de acolo de unde mergem sunt aproape 300. În sfârșit, plec de la una la alta dacă nu mă înțeleg la bani, să văd pe care o iau. Ăsta e motivul pentru care nu plec cu Dacia, să mă mișc repede, să am timp să mă duc să mă întorc. La un fel trebuie să facem. Așa că, nu uitați, lăsați-ne un like, un coment și nu în ultimul rând, apăsați și butonul de abonare și hai să vedem ce facem pe clipul ăsta. Ia, băi, tati. Da. Bravo, băi, tati. Haideți că nu mai avem mult și ajungem la locul faptei, să spun așa. Noi am tot mers, am tot pedalat. Cam 2-3 km, 5 km maxim mai avem până la destinație. După care venim cu rezultate. După cum au anunțat ăștia, au program de weekend. Vineri, sâmbătă și duminică între 10 și 18:30 după amiază. Cât vom avea un ceas acum? Țin și tu drept telefonul, o să ne vedem strâng, o să creadă lumea că ne vărsăm. Așa, tati. Aștept, Bianca, să vedem mașina asta? Da, chiar aștept. Chiar mă gândeam adineori acum o să arate mașina. Sper că frumoasă, e frumoasă. Uite. E foarte frumoasă. Hai să vedem. Ideea e să vedem cum stă ea ca tablet. Păi mergem la destinație. Ajungem la destinație și revenim cu imagini de la fața locului. Hai că am ajuns la mașină și ceea ce vreau să fac, încerc să filmez mai discret așa. Cam așa se prezintă și mașina. Foarte bine, elementele care contează sunt foarte, foarte bune. Da, e ce trebuie. Reglaj la faruri, capota e din asta normală, nu are laba de urs și pe dreapta se prezintă bine. Asta la compartimentul motor. Asta spălată. Iese lux. Hai că vă prezint așa discret. Faptul că mașina are aripa asta lovită. Bara pe față deja a ieșit un pic rugina pe ea. Vă preacuri de ce m-am uitat? Se menține foarte bine. Aripa asta e putredă. Deci pragul de colo-colo foarte bine. Hai să vedem și capătul ăsta. Aici un pic de rugină spre față, nu-i problemă. Secera foarte bine. Păi secera e foarte, foarte bine. Ce are aici? Da, presupun că e de spre față, rugină spre față. Haionul foarte bine, e
aici. Am impresia că aici e... Am impresia, sigur, aici a mai fost chituită. Toată aripa asta. Secera e foarte, foarte bună. În ceea ce se vede, ia capătul de prag, la fel, un pic de ruginos pe la față, tot pragul se prezintă foarte bine. Cu aripă, ia să mă bag sub ea, să vedem pe lonjeroane, suportul de cric e întreg. În sfârșit. Lonjeroanele ar fi bune. O mașină întreagă una peste alta. Ia, mai mă uit tot la suportul ăsta de cric. E întreg. Până și capătul de prag e întreg. Deci, găscanii, să văd bine. Pă, găscania ce trebuie. Ia, dă-mi față lonjeroane. Uite-le, tată, cum arată. Toate formele, toate cele cum trebuie. Găscanul se vede foarte bine. Parcă văd aici, se vede lumina. Nu e mai foarte bine. Filtrul ăsta e de plastic, văd. Da. Ca motor, nu e ăla care trebuie. Radiator, foarte bine. Mașina are toate serviciile pe aici lipite pe capotă. Și a avut 21-9-24, 20-10-24, 04. Nu înțeleg cum a fost asta făcută. Anu, ar fi avut o lună asigurare. Are antena aici, asta sigur e de origine. Asta tot de plastic. Bonjour. Deși coaja asta am mai văzut-o, dar hai să vedem, poate facem un preț la total. Uulu. Bă, frate, asta se rupe capota. E putre de mâncat, v-aș vrea, dar are radiatorul bun. Și carburatorul, filtrul de aer, nici ăsta nu-i ce trebuie. A, dracu, coajă e întreagă. A, nu e întreagă, la contrarie, m-am înșelat și în privința asta. Asta trebuie deschisă cu grijă, ca să nu se piardă ușile după aia. Uite ce bordare asta. Frumoase ceasurile astea. Ia uite. Bordul cu 3 din asta, pe 1300. Cotieră. Ei, bun ar fi preșul ăsta de jos, dar nici ăsta nu e bun. Bă, n-ai ce-ți lua după asta. Ce presă să-ți facă ție la două coaje de-astea? Să te complici să-ți înghesui viața cu ea. Că n-ai nimic ce-l lua după aia, e putră de toată. Ăsta e impresionant. În rest, nu ai ce lua după aia, ce să... Tati, să spunem un preț pentru amândouă și pentru fiecare în parte. Nu vreau să mă grăbesc, mi-a zis preț mare, vrea să mi le dea la pachet. Nu mă aranjează ce vor ei. Am rămas să se gândească și să...
să mă sune. Încă sunt aici lângă mașină, ia să mă uși la uși jos. Da, bă, sunt bune toate, mă, n-ai ce să... Nu prea am de ce să mă iau. Singurul lucru de care am de unde să mă iau și cu ce le-am scos ochii, aici. Aici. Păi sub mașina, sub pielea asta, aici o simt că are rugină. Dacă n-are rugină aici, mașina n-are rugină, n-are de sudat nimic. Na, ce să-i spui? Să-ți lase pe ce? Că n-ai argumente. Mașina e ce trebuie, îmi place la nebunie. Dar nu vreau să-l dau banii care vor ei. Hai să vedem și portbagajul. Au pus ei două placaje de-astea aici. Are roată de rezervă. Cric, aici. Invers, camera. Așa. Aici e complet. E ce trebuie. Nu e putredă nici pe aici. Așa, i-ai spus să sune după ora când vii tu la școală? De la școală? Du-te și spune, tati. În fiecare zi după ora care vii de la școală. Și lasă și numărul meu, Bianca. Lasă și numărul meu și pe mine mă poate suna oricând. Cric, manivelul. Ca probagaj e frumos. Faceți abstracție de la asta, că se dau jos, nu e problema asta. Cam asta e. Bună și la haion. Totul e ce trebuie, totul e cum trebuie. N-am ce argumente să dau. N-am ce să-i spun. V-am spus, e singura problemă. Nu-mi dau seama exact de-mi poziție, că e vopsită foarte rău. Dacă a fost vopsită sau dacă doar chituită. Uite, toate ușile, tot seciri, forme, absolut tot ce contează, la praguri. Au pus ei boxe pe spate, au stricat fețele de uși. Toate ușile se închid bine, motorul spune că ar porni. Restul ce e? E de făcut curat, e normal la o mașină, astea sunt bune scaune, moi ca lumea, reglaj la faruri, aripile trebuie să aranjate pe mașină, ghiscanii, i-am probat, sunt foarte buni, n-am ce să-i cer, n-am ce să, cu ce să-i scot ochii, pentru că ce-i parte vizibilă, uitați-vă bine. Gresată aici. Eu am cercetat-o. De se vede, e foarte frumoasă. Nu e ruginită, nu e putredă. Nu știu mâncava. Lăsați-mi în comentarii. Îndrumați-mă către ce să fac. Îndrumați-mă către ce să fac. Toate serviciurile, toate nebunii. În sfârșit, hai să vedem despre ce e vorba și vom vedea ce îmi faci. Tot o să mai vin odată. Tot o să mai vin odată. Revin, hai. Mașina e frumoasă și din față, frumoasă și din spate. Ei trebuie, clar, trebuie revopsită, reașezată linia pe ea. Dar ca bază de restaurat, mașina e ce trebuie. Am spus-o și spun mereu. Aripa asta aici. E ultimul lucru care mă interesează la mașina asta. Totuși ce mi-e frică, că atunci când o să dau preșurile astea jos, de capetele de prag, cu toate că mi-e greu să cred că ar fi putrede. Ia, găscanul pe stânga. Să bâție toată mașina când trag de el, n-are niciun drac, e țambal, e țapă. Și cum am spus, toate lucrurile esențiale care contează cu adevărat la o mașină când o restaurezi, ăsta la locul lor sunt întregi. Uite-o și din spate.
Model TN. Nu mă grăbesc. O mai las. Mai vin o dată la ea. Și dacă mă sună, mă întorc după ea. Hai să vedem. I-am spus prețul care vreau. S-a strâmbat. Numai că nu m-a luat la bătaie. Mă, vaite, v-am spus de multe ori. Eu sunt sărac. Ei iau bani. Eu i-aș da și prețul ei. Dar nu vreau. Plafonul. Tot ce trebuie. Nu rup, nu jupuit, nu nimic, nu nimic. Nu ai ce să-i reproșez, nu ai ce să-i cer, nu știu pe ce să-i... cu ce să-i scot ochii. A, aici. I-a pus probabil antena aia și... e îngăurit un pic acolo. O să țin comentarii, părerile dumneavoastră și... vedem ce hotărâm, că parcă... crapă inima mie de mașina asta. Zi, bă, tati, ce facem cu oamenii? Mașina frumoasă, întreagă. E frumoasă. N-am ce zice, nimic de zis. Nu-mi convine prețul. Hai... e confidențial. Da, nu zicem. Da, nu-mi convine prețul. Bianca, mergi să vedem și pe cealaltă zi? Dacă vrei. Hai să ieșim de aici, să vedem câți kilometri sunt. Dacă se erau cam 200. Dacă și de aici de unde ne aflăm e cam la fel, merge să mai vedem una. Dacă nu, revenim să vă ținem la curent. Nu știu, m-a nebunit mașina asta. Hai să vedem.